atenție și așa destul de greu încercată, în gala de sâmbătă Andra declara sus și tare că ea nu vrea să se căsătorească, cel puțin nu în emisiune. Cuvinte care l-au făcut pe David să realizeze că undeva pe parcurs s-a pierdut ceva foarte important, viziunea despre iubire și scopul lor comun. Suntem cu toții cu nervii foarte ridicați. Și aici se vede dacă ne iubim sau nu, dacă reușim să ne calmăm, să trecem peste situația asta. Dar eu m-aș simți mult mai bine dacă aș avea și un scop în emisiune. Aș fi mai liniștit, ca ști că lupt pentru ceva. Așa, dacă n-am niciun scop, o să stau și eu mai lejer. Păi, ai venit pentru un scop. Da. După spusele tale, se pare că ți l-ai atins, da? Două scopuri, nu unul. Unul să cunosc. Eu nu am venit unu cu două să câștig, am venit doar să cunosc. Scopul este să văd dacă ne potrivim, dacă suntem compatibili, dacă ne iubim, în multe momente se testează iubirea noastră, dacă rezistă, dacă nu rezistă, dacă va rezista înseamnă că e puternică, dacă ne despărțim înseamnă că am fost slab, ne-am potrivit și se termină tot. Acestea, David îi dădea Andrei asigurări că vor rămâne un cuplu, cu sau fără căsătorie. Ce? Nu te mai gândi la despărțire, pentru că te iubesc foarte mult și nu vreau așa ceva, da? Nu știu că nu te mai gândi, bine? Știu că e? Da. Nu iubești? Nu. Bine. Ce problemă? Noapte bună. La două zile distanță, discuția a fost reluată, însă pe parcursul dialogului ieșeau la iveală alte concluzii. Nu știu ce crezi tu că s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat nimic, să știi. Nu mai îmi pasă nimic. Tata, ai spus că nu mă iubești, ok? A spus că nu vrei să te cătrești în emisiune, ok? Ce? Nu văd rostul în emisiune, o să spunem că plecăm și gata, adică vrem să plecăm. Eu vreau să plec momentan, tu la fel. Da, n-avem, nu mai avem scop în emisiune. Deci nu mai suntem un cuplu. Nu ai spus că nu mă iubești, mă iubești sau nu? Nu știu. Așa, tu nu știi dacă mă iubești. Nu vrei să te căsătorești. Păi nu vreau, logic. Și atunci ce scop avem noi în emisiune? Dacă despre asta e emisiunea vorba. Asta e, ne petrece timp împreună, dar nu mai suntem cuplu. Dacă e să fii ceva afară, va fi dacă păi nu. Da, vreau afară să vezi cum e. Aici zici că nu contează, n-ai cum să vezi aici. Vedem afară. Dacă tu crezi că aici nu ne putem cunoaște, să facem de mult. Asta e, mă descurc eu afară. M-am descurcat 30 de ani, mă descurc în continuare. Să fie greu, dar ce să fac? Da, discuția de fapt a pornit de la faptul că Andra, dacă vă amintiți, în gala de sâmbătă, la întrebarea mea cine vrea să se căsătorească în emisiune, dacă ar fi să... ajungă până în finală și să fie întrebați acest lucru, Andra a spus că nu. Spre surprinderea lui David. Da, eu credeam că fetele au venit să se mărite, de asta au venit aici. Eu am venit să mă însor, am un scop, asta a fost un pic problema mea. Dar între timp s-a rezolvat. Sunteți un cuplu? Da. Vă căsătoriți în emisiune? Nu știu. De ce, mă, eu de ce am venit aici? De ce ne cunoaște? Ce? Mami, lasă-mă puțin. Eu dacă apuc să plec, eu nu mai vin, e clar. Vom încerca să ne cunoaștem până la finalul emisiunii, iar dacă la final vom stabili că suntem compatibili și va rezista iubirea până la final, poate vom face acest pas. Dar încă ne mai cunoaștem. Nu avem suficient. Încă mai avem de... Mai sunt situații. Au fost certuri, am trecut prin ele. Despărțirea. Consider că suntem mai puternici acum, din ce în ce mai puternici. Cât a stat despărțit? Nu mult. O zi? Nu, o zi. O nu, nu. S-au închis ușile fix atunci și a doua zi ne-am împăcat. Am văzut că așa teatral, noapte. Parcă și auzeam pașii, pac, pac. Da, am fost un pic neliniștit în noaptea aia, apoi ne-am revenit, a doua zi am vorbit și ne-am dar nu ne certasem atât de rău. Important e că acum suntem bine și... Și deja Andra nu mai respinge ideea căsătoriei. Ce să vezi, i-a făcut bine discuția cu David. Bun.